numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Mântuirea poporului sunt eu. Din orice strâmtorare vor striga spre mine, îi voi asculta și voi fi Dumnezeul lor în veci. Aceste cuvinte ale psalmistului sunt importante și pentru noi. Dumnezeu care ne ascultă din orice strâmtorare, dacă ne îndreptăm spre El. Dar și noi suntem invitați la fiecare sfântă liturghie să-L ascultăm pe Dumnezeu pentru a înțelege care este sensul vieții noastre, care este mesajul cuvântului Său pentru noi toți și pentru fiecare în parte. La începutul acestei sfinte liturghii cerem iertare lui Dumnezeu pentru că din nou am fost slabi, din nou am căzut și El cu iertarea și milostivirea Sa ne poate face vrednici să participăm la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria in excelsis Deo. Și pace pe pământ, oamenilor de bună voință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim, Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic,
Îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne, Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur preanalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, întrumărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Să ne rugăm. Dumnezeule, care ai întemeiat toată legea sfântă în iubirea față de Tine și față de aproapele, dăruiește-ne harul ca păzind poruncile Tale, să ne învrednicim a ajunge la viața veșnică, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din cartea profetului Amos. Ascultați lucrul acesta. Voi îl călcați în picioare pe cel nevoiaș și nimiciți pe cei umili ai țării, spunând, când vor trece luna nouă ca să vindem grâul și sabatul ca să deschidem grânarele, să mișurăm efa și să mărim siclul, să falsificăm balanțele spre înșelăciune, să-i cumpărăm cu argint pe cei săraci, iar pe nevoiaș cu o pereche de sandale, și să vindem și pleava grâului. Domnul s-a jurat pe gloria lui Iacob, nu voi uita niciodată toate lucrurile voastre. Cuvântul Domnului. Lăudați-L pe Domnul, care ne înalță pe cel sărăman. Lăudați slujitorii Domnului, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viață. Domnul este prea înalt, mai presus de toate neamurile, gloria Lui este mai presus de ceruri. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus,
care își pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer și pe pământ. El ridică pe cel sărac din țărână, înalță din mizerie pe cel sărăman, pentru ca să-l așeze alături de nobili, de nobilii poporului Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Preiubitule, îndemn înainte de toate să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii, pentru regi și pentru toți cei care sunt în conducere, ca să ducem o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și demnitatea. Acest lucru este bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care vrea ca toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoașterea adevărului. Căci unul este Dumnezeu și unul singur este mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul, Hristos Iisus, care s-a dat pe sine însuși ca răscumpărare pentru toți. Aceasta este mărturia adusă la timpul stabilit, pentru care am fost pus eu ca predicator și apostol, spun adevărul și nu mint, învățător al păgânilor în credință și adevăr. Așadar, vreau ca bărbații să se roage în orice loc, ridicându-și mâinile sfinte, fără mânie și ceartă. Cuvântul Domnului. Iisus Hristos, deși era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi. Era un om bogat care avea un administrator. Acesta a fost denunțat că i-ar risipi averea. El l-a chemat și i-a spus: ce aud despre tine? Dă cont de administrația ta, căci de acum nu mai poți fi administrator. Atunci administratorul și-a spus în sine: ce voi face, pentru că stăpânul îmi ia administrația? Să sap, nu pot. Să cerșesc, mi-e rușine. Știu ce voi face, pentru ca oamenii să mă primească în casele lor atunci când voi fi dat afară din administrație.
Și chemându-i pe debitorii stăpânului său, unul câte unul, i-a spus primului: cu ce ești dator stăpânului meu? Acesta i-a spus: cu 100 de bați de unde lemn. El i-a răspuns: ia-ți chitanța, așează-te repede și scrie 50. După aceea i-a spus altuia: tu cât datorezi? Acesta a răspuns: 100 de cor de grâu. El i-a spus: ia-ți chitanța și scrie 80. Stăpânul l-a lăudat pe administratorul nedrept pentru că a lucrat cu înțelepciune. Pentru că fiii veacului acestuia, în generația din care fac parte, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Iar eu vă spun: faceți-vă prieteni din mamona nedreaptă pentru ca ei să vă primească în corturile veșnice atunci când veți duce lipsă. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este necinstit în cele mai mici lucruri, este necinstit și în cele mari. Deci, dacă voi nu ați fost credincioși cu mamona nedreaptă, cine vă va încredința adevărata bogăție? Și dacă nu ați fost credincioși cu avuția străină, cine vă va da pe a voastră? Niciun servitor nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau îl va urâ pe unul și îl va iubi pe celălalt, sau va ține la unul, iar pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și mamonei. Cuvântul Domnului. Iubiți frați și surori în Hristos, tocmai am ascultat probabil una dintre cele mai dificile parabole povestite de Iisus. O parabolă care, la prima vedere și scoasă din context, poate neînțeleasă în spiritul cuvântului lui Iisus și al Sfintei Scripturi, poate să ne ducă la concluzia că Iisus îl laudă pe un negustor, pe un administrator care a fost necinstit, care a furat. Cum poate Iisus să facă acest lucru dacă totdeauna în Sfânta Scriptură furtul și necinstea au fost condamnate, au fost catalogate ca fiind păcate? Deci nici pe departe această concluzie nu este justificată. Pentru a înțelege corect această parabolă, e nevoie, spuneam, să o înțelegem în contextul și în spiritul învățăturii lui Iisus. În Țara Sfântă, deși este mult deșert, sunt și teritorii destul de mari, câmpii foarte mănoase, rodnice, roditoare. Și acele câmpii, pe vremea lui Iisus, acele câmpuri, erau stăpânite de unele persoane, de unii moșieri, latifundiari, care de obicei nu locuiau acolo, ci locuiau în marile orașe. Dar ca cineva să se ocupe de aceste pământuri ale lor, numeau un administrator. Și de obicei, stăpânii cereau o anumită cotă administratorului de pe acele câmpuri, din acele roade, iar restul era comisionul lui, al administratorului. Deci e important să știm acest lucru, că administratorul avea un comision din ceea ce reușea să adune. De aceea unii dintre administratori se comportau destul de dur cu cei care lucrau pământul pentru a produce cât mai mult, pentru a depune eforturi cât mai mari, ca acel comision care le revenea lor să fie cât mai mare. Acesta e un lucru important ca să înțelegem parabola. Despre ce ne vorbește parabola? Despre cine? Despre un stăpân și un administrator. Dintr-o dată, Iisus se gândește la stăpân, care este Dumnezeu, și administratorul, care este omul. Stăpânul tuturor lucrurilor, stăpânul universului, dar și al tuturor creaturilor, este Dumnezeu.
Iar noi oamenii suntem administratori și este bine să înțelegem corect acest lucru. Suntem administratori, nu stăpâni. Chiar viața noastră, care este bunul cel mai de preț, nu este practic a noastră, noi suntem administratorii vieții noastre, dar stăpânul este Dumnezeu. El hotărăște când ne-o dă și când ne-o ia. Noi suntem administratorii multor bunuri. Iisus vorbește în alte parabole despre talanți, despre acele daruri pe care le-am primit de la Dumnezeu, de la stăpân, și noi trebuie să le administrăm. Unii am primit 5 talanți, alții 2, alții 1. Fiecare trebuie să administrăm în funcție de cât am primit. Dar noi suntem administratori și nu stăpâni. Iată, parabola vorbește deci despre un stăpân și administratorul, care la un moment dat este prins că trișează. Se aude despre el că ar fi furat din bunurile stăpânului. Și atunci stăpânul îl cheamă și îi spune: dă cont de administrația ta, căci de acum nu mai poți fi administrator. I-a dat puțin timp la dispoziție ca să se pună în regulă și să dea cont. Iată, administratorul intră într-un moment de criză. Intră într-o situație la care nu se aștepta. Ce va fi cu viitorul lui? El, care credea că are viitorul în față, că are atâtea bunuri, dintr-o dată este amenințat cu această situație că va pierde totul. Ce poate să facă? Și atunci, intrându-și în sine, ne aducem aminte că și fiul risipitor și-a intrat în sine, intrându-și în sine, a început să se întrebe: ce voi face? El ar fi putut să continue să fure cât timp mai era administrator, pentru că încă nu-i fusese luată administrația, să fure, să pună cât mai mult deoparte. Dar s-a gândit: ce voi face cu aceste bunuri, pentru că stăpânul s-ar putea să mi le confiște. Sau s-ar putea să vină hoții să mi le ia. Oricum, aceste bunuri nu vor dura la nesfârșit. Mâine sau poimâine s-ar putea să rămân fără ele. Nu mă ajută foarte mult dacă continui cu același stil, adică să fur din bunurile stăpânului. Apoi își cunoștea capacitățile și a dat seama că să sape, să prășească, să lucreze pământul, nu poate. A văzut cât de grea este această muncă pentru cei care erau în administrația sa și pe care el poate uneori i-a suprit. Să cerșesc, mi-e rușine. Iată, începe să se cunoască, începe să-și descopere adevăratele capacități pe care le are acest administrator. Dar cel mai important lucru este că găsește imediat soluția. Da, știu ce voi face. Nu voi investi mai departe în a aduna bunuri, în bani, în avere, pentru că acestea, mâine, poimâine, s-ar putea să nu mai fie. Dar este o investiție mult mai importantă pe care pot să o fac. Care este aceasta? Să-mi fac prieteni. Acești prieteni, chiar dacă eu mâine, poimâine, rămân fără bunuri, rămân fără casă, poate, acești prieteni mă pot primi în lăcașurile lor. Și atunci ce face? Cheamă pe câțiva datornici la el și le spune: cât datorez? Îi întreabă: cât datorez stăpânului? Eu datorez 100. Așează-te și scrie 50. Probabil că mulți dintre noi am înțelege că el continuă să fure, că el ia din nou din bunurile stăpânului și reduce din datorii și de fapt le dă acestor oameni ca să-și facă prieteni, deci o altă metodă necinstită. Ei, aici cred că înțelegem greșit dacă interpretăm așa. Vă spuneam la început că acești administratori primeau un comision de la stăpâni pentru administrația pe care o aveau. Iată, acest administrator, în loc să-și ia comisionul din ceea ce primea și de la oamenii care erau datornici la stăpân, el preferă să renunțe la acest comision pentru a-și face din datornici prieteni. De aceea nu spune: tu nu mai ai datorii, ai 100, taie 50. Adică ce taie? Taie acel comision pe care trebuia să-l iau eu. Nu-l mai iau pentru că bunurile acestea mie nu mai sunt de folos.
reduce datoria creditorilor, reduce datoria datornicilor din comisionul său. În acest context clar, stăpânul îl laudă pe acest administrator. Niciun stăpân nu-și laudă administratorul dacă vede că fură mai departe după ce este amenințat. L-a lăudat pentru că a găsit o soluție înțeleaptă. Din comisionul pe care el trebuia să-l ia, din acei bani care îi se cuveneau oarecum pentru că era comisionul său, din acei bani el renunță de fapt la ei și își face prieteni. Iată motivul pentru care este lăudat administratorul necinstit. El a fost într-adevăr necinstit pentru că a fost dovedit, a fost găsit și nici măcar nu s-a apărat în momentul în care stăpânul i-a spus că a auzit despre el că îi risipește averea. Nu, a fost necinstit, dar nu este lăudat pentru necinstea lui, ci este lăudat pentru că a găsit o soluție înțeleaptă. A găsit acea soluție să investească nu în bunuri, care azi sunt și mâine nu sunt, am mai meditat despre acest lucru cu săptămâni în urmă, ci să investească în prietenie, să investească în a-și face prieteni care mâine, poimâine îi pot deschide ușile casei. Amintiți-vă de judecata finală prezentată de Evanghelistul Matei în capitolul 25, veniți binecuvântații părintelui meu, căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în închisoare și voi m-ați vizitat. Iată prietenii în care noi putem investi în această viață pentru ca viitorul nostru să ne fie asigurat și să avem oameni care ne deschid porțile. Evanghelia chiar spune despre corturile veșnice, prieteni care să vă primească în corturile veșnice, adică în momentul în care ajungem în împărăția lui Dumnezeu, să avem deja acei martori care spun, da, este prietenul meu, pentru că el m-a ajutat la nevoie. Este prietenul meu pentru că atunci când am fost în dificultate, el mi-a întins o mână. Atunci când aveam o datorie mare, el mi-a redus-o dându-mi din ceea ce avea el. Iată înțelesul corect al parabolei de astăzi, care, dacă este interpretată în acest context, nu ne mai duce pe piste greșite, nu ne mai face să tragem concluzia că Iisus a lăudat un negustor necinstit, pentru că n-a fost lăudat pentru necinstea lui, ci pentru această soluție înțeleaptă. Inclusiv stăpânul l-a lăudat. Întrebarea este, ce avem noi de învățat din această parabolă? Pentru că Iisus nu a povestit nicio parabolă doar de dragul de a povesti, nu avea ce face. Sau voia să-i amăgească pe ucenici cu povești. Orice parabolă are o învățătură și pentru fiecare dintre noi. Spuneam la început că stăpânul tuturor bunurilor, inclusiv al vieții noastre, este Dumnezeu. Iar noi suntem administratori în această viață. Cum administrăm noi bunurile pe care le-am primit de la Dumnezeu? Și fiecare dintre noi se poate gândi la o listă, poate uneori foarte lungă, de bunuri primite de la Dumnezeu. Bunuri care de cele mai multe ori nu sunt materiale. Acestea uneori le dobândim noi cu efort, prin diferite mijloace, dar sunt bunurile spirituale, sunt acei talanți pe care sigur Dumnezeu ni-a dat într-un număr mai mare sau mai mic. Oare noi îi administrăm în mod cinstit, în relația cu El și cu aproapele? Oare aceste daruri pe care le-am primit de la Dumnezeu, când vom fi chemați să dăm cont despre ele, ce vom putea răspunde? Ce vom putea răspunde stăpânului? Pentru că noi suntem administratori. Și Iisus spune, fii întunericul, iată, acel administrator necinstit, fiii întunericului sunt uneori mai înțelepți decât fiii luminii. Este cumva un reproș adus apostolilor. Pentru că noi nu ne străduim atât de mult să găsim soluții, așa cum s-a străduit acel om, pentru lucrurile materiale. De cele mai multe ori, în cele spirituale, noi amânăm. De cele mai multe ori în cele spirituale nu dăm atâta importanță. Lasă că mai este și mâine o zi.
mai este și poi mâine. O să ajung la o vârstă mai înaintată și atunci am să mă ocup și de suflet. Dar dacă Stăpânul ne cheamă și ne întreabă mai devreme care este situația, dă cont de administrația ta. Uneori avem de învățat, chiar și, și în zilele noastre, de la oameni care găsesc soluții mult mai ușor pentru lucruri care de cele mai multe ori sunt mai puțin importante decât este cel mai important lucru pe care noi trebuie să-l căutăm, mântuirea noastră, viața veșnică, fericirea fără de sfârșit. Aș dori să închei printr-un exemplu pe care mi l-am amintit zilele acestea și care cred că este foarte grăitor pentru aplicarea parabolei de astăzi. Ați auzit probabil unii de o actriță italiană, italiancă, Claudia Coll. Era o actriță care acum vreo 15 ani, avea vreo 35 de ani, ajunsese la culmea carierei în cinematografie, dar din păcate în cinematografia erotică. Și acum 16 ani, când a fost anul sfânt, anul jubiliar, anul 2000, a mers la Vatican și a trecut prin Poarta Sfântă cu o prietenă de-a ei din America, înainte de a merge să filmeze undeva în sudul Italiei. După ce a trecut prin acea poartă, a zis că a ajuns în sudul Italiei. Eu am auzit-o vorbind într-un interviu la televizor în Italia și m-a impresionat foarte mult această convertire din viața ei. A ajuns în sudul Italiei și acolo a intrat în criză. Nu reușea să mai interpreteze cum trebuie rolurile pe care le avea. I se părea că totul este fals. I se părea că începe să se mintă pe sine, deși era în culmea carierei ca actriță. Și în acel moment a început să ceară ajutor prietenilor. Și toți dădeau din numeri și spuneau, nu înțelegem ce se întâmplă, nu știm ce este de făcut, este treaba ta. Aproape disperată, povestea ea la televizor, aproape disperată am ajuns acasă și am căzut în genunchi și am început să spun Tatăl nostru, o rugăciune pe care nu o mai spusesem de ani de zile, din copilărie, deși provenea dintr-o familie catolică, practicantă. Și în momentul acela, când am recitat rugăciunea până la capăt, m-a cuprins o pace și o liniște de care n-am mai avut parte niciodată în viața mea. Și am început să repet cuvintele, Tatăl nostru, și iarăși să le repet, Tatăl nostru. Și atunci am înțeles că, de fapt, chemarea mea era la convertire. Atunci am înțeles ce înseamnă iertare, atunci am înțeles ce înseamnă iubire. Și fără a intra în mai multe detalii, pot să spun că această actriță, din momentul acela, a continuat cariera de actriță, dar a jucat doar în filme religioase, inclusiv Sfânta Maria Goretti, cine a văzut filmul, și a deschis mai multe opere de caritate în Africa, mai ales în Burundi, iar asociația întemeiată de ea, asociația de caritate, se numește Le Opere del Padre, lucrările tatălui. A adoptat și un copil care fusese adus în Italia din Burundi, un copil bolnav, care între timp s-a vindecat și este fiul ei adoptiv, iar acum continuă cu aceste lucrări și continuă și cu cariera ei de actriță, dar vă spuneam numai în filme care aduc niște valori deosebit de importante din punct de vedere religios. Anul trecut, când am plinit 50 de ani, spunea într-un interviu că viața mea este atât de plină, este atât de frumoasă, atât de liniștită, deși tot timpul sunt agitată cu toate activitățile pe care le am, dar în sfârșit mi-am găsit liniștea, în sfârșit mi-am găsit pacea și bucuria pe care n-am simțit-o niciodată, chiar dacă înainte, acum 15 ani, eram în culmea carierei
într-un alt domeniu. Iubiți frați și surori în Hristos, putem spune că ea a fost un administrator necinstit. Cu darurile primite de la Dumnezeu, darul actoriei în mod special, dar a înțeles acum 15 ani că ea poate și trebuie să investească într-o altă direcție. A înțeles că acei copii orfani, pentru că e vorba de multe case deschise în Africa, pentru copiii orfani sau copiii foarte săraci, aceea este investiția ei pentru viața veșnică. Acela este capitalul pe care ea poate să-l ducă cu ea în cer, în momentul în care va ajunge în fața stăpânului și îi va cere cont de administrație. Dă cont de administrația ta. Dacă mie îmi spune Iisus astăzi acest lucru, eu cam pe unde mă aflu? Ce ar mai fi de făcut? Trebuie să intru în mine ca administratorul și să mă întreb ce va fi cu viitorul meu. Trebuie să îmi cunosc capacitățile, nu mă pricep la prășit, nu îmi place să cerșesc, dar pot investi. Pot investi în capitalul suprem, care este iubire, iubirea față de Dumnezeu și față de ceilalți. Așa să fie. Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șaderea dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Iubiți frați, știind că la sfârșitul vieții va trebui să dăm cont în fața lui Dumnezeu de toate gândurile, cuvintele și faptele noastre, să rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, căruia i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, să aibă milă de noi. Doamne Iisuse Hristoase, judecătorul celor vii și al celor morți, dă-le slujitorilor bisericii tale harul ca prin cuvânt și exemplu să lumineze conștiințele tuturor și să-i susțină pe calea împlinirii poruncilor tale. Luminează-i pe educatori și pe conducători să fie pildă bună pentru cei încredințați grijilor. Păstrează viu în noi gândul că, întrucât avem nevoie de iertarea ta, suntem datori să iertăm și noi întotdeauna aproapelui nostru.
nu îngădui ca vreunul dintre noi să moară înainte de a se fi împăcat cu Dumnezeu. Adu-ți aminte de ostenerile și suferințele pe care le-ai îndurat pentru noi și fii îndurător la judecată. Dăruiește-le celor mâhniți și descurajați mângâiere și speranță. Primește în fericirea veșnică pe credincioșii răposați. În tăcere prezentăm înaintea Domnului și intențiile noastre personale. Doamne Dumnezeule atotstăpânitor, Tu ai dăruit omului libertatea de a alege binele sau răul, viața sau moartea. Ai milă de noi toți și luminează-ne să Te alegem întotdeauna pe Tine, pentru a ne putea bucura de iubirea Ta în toată veșnicia, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm împreună pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, primește cu bunăvoință darurile poporului Tău, pentru ca prin tainele Tale cerești să primim ceea ce mărturisim cu pietatea credinței prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Amin.
cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitorul lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și pretutindeni ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, născându-se printre noi, oamenii, ne-a chemat la o viață nouă și, supunându-se suferințelor și morții, a ispășit păcatele noastre. Prin învierea Lui din morți ne-a deschis calea spre viața veșnică, iar prin înălțarea Lui la Tine, Tatăl nostru, ne-a pregătit locul în ceruri. Prin El preamărim acum și în veșnicie milostivirea Ta și cântăm împreună cu corurile de îngeri imnul măririi Tale. Adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți rușim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ,
ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amintindu-ne acum și de episodul povestit la predică, să cădem și noi în interiorul sufletului nostru, în genunchi, și să ne adresăm Tatălui Ceresc, așa cum Iisus ne-a învățat, să spunem: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururi liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
iubită mielul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele noastre și ale lumii întregi, fericiți sunt cei care îl primesc în inima și în viața lor. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Hristos mă păzească pentru viața cea veșnică.
Să ne rugăm. Dăruiește-ne mereu cu bunătate, Doamne, ajutorul Tău nouă celor întăriți cu Sfintele Sacramente, ca să putem primi rodul răscumpărării și din tainele sfinte și prin întreaga noastră viață, prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverești harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Înger al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocărmuiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei, toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu. Avem câteva anunțuri scurte. Marți 20 septembrie este Ziua Mondială de Rugăciune pentru Pace. De astăzi și până marți va avea loc la Assisi o întâlnire interreligioasă cu tema Sete de Pace, Religii și Culturi în Dialog. Această întâlnire va reuni peste 400 de lideri religioși și politici, precum și oameni de cultură din întreaga lume. Sfântul Părinte Papa Francisc va participa la încheierea întâlnirii de marți. Suntem invitați și noi să ne rugăm în aceste zile Bunului Dumnezeu pentru a cere darul păcii și pentru noi și pentru lumea întreagă, iar marți seară la liturghie vom face rugăciuni speciale în acest sens. Începând de mâine seară, în parohia Sfântul Pius din Pietrelcina, din Valea Lupului, vor avea loc misiuni populare ținute de Părintele Iosif Iacob. Liturghia va fi celebrată în fiecare seară la ora 18. În aceeași parohie, sâmbătă la ora 11, va fi administrat Sfântul Mir, iar duminica viitoare, tot la ora 11, va fi liturghia de hram. Un alt anunț, Centrul Diecezan Caritas organizează în Iași cursul de calificare în meseria infirmieră. Și ultimul anunț, a apărut revista Iisus, prietenul copiilor. Mai multe detalii despre unele dintre aceste anunțuri găsiți la afișier sau pe site-ul parohiei sau cel al episcopiei. Vă dorim tuturor o duminică frumoasă și o săptămână binecuvântată de Domnul. Domnul să fie cu voi! Și cu
Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.